Dacă ar fi deja vară, am citat un binecunoscut roman al lui William Faulkner, apoi film în 58 și serial de televiziune, Lunga vară fierbinte, care a marcat mai multe generații. Cred că, din multe puncte de vedere, deja în Statele Unite a început lunga vară fierbinte cu o primăvară caldă. Între știrile externe importante ale zilei de ieri, marți 3 martie, revenirea lui Joe Biden în cursa pentru nominalizare din partea Partidului Democrat este una semnificativă. Este deja un truism faptul că pentru întreaga planetă sunt foarte importante personalitatea, orientarea politică și strategia celui care va locui la Casa Albă începând din ianuarie 2021. Joe Biden este în acel moment într-o revenire spectaculoasă, câștigând 9 dintre cele 14 state care au votat să aleagă un candidat al Partidului Democrat pentru Casa Albă. Se pare că ceea ce americanii numesc Super Joia i-a purtat noroc, aducându-l iar în prim planul politicii care contează după scandalul cu Ucraina. Principalul său contracandidat la nominalizare este, după cum se știe, Bernie Sanders, despre care se spune că ar avea toate șansele în California. Cei doi în acest moment conduc în cursa pentru alegerile prezidențiale din noiembrie și, evident, doar unul dintre ei va fi oponentul direct al lui Donald Trump. Paradoxal, fostul primar al New Yorkului, Michael Bloomberg, a cheltuit mai bine de jumătate de miliard de dolari din fonduri proprii pentru a-și finanța campania, dar nu a câștigat în niciun stat. Iar Elizabeth Warren, considerată inițial favorită în această cursă, a pierdut în favoarea lui Joe Biden, inclusiv în statul ei, Massachusetts. Joe Biden a fost foarte susținut de către populația afroamericană și de către locuitorii din suburbii. Analiștii citați de Associated Press prevăd că Bernie Sanders va câștiga în California, chiar dacă mesajul său este unul de extremă stângă destul de radical pe alocuri. După California urmează confruntarea între cei doi în statul Texas, unde orice predicție este cel puțin hazardată. Oricum și extrem de interesant, în declarația pe care a susținut-o după ce Joe Biden a câștigat, Sanders i-a atacat în egală măsură pe amândoi, pe Trump din motive evidente și pe oponentul său direct, acuzându-l că face parte din aceeași școală politică ca actualul locatar de la Casa Albă și care nu va putea fi înlăturat cu aceleași mijloace politice învechite.